Hello, dragilor! Eu sunt Anda și sunt revenit cu un nou clip. După cum puteți observa, am schimbat puțin cadrul, asta pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut să filmez cu biblioteca în spatele meu, iar la cererile voastre am zis să fac acest lucru și să-l îndeplinesc. Sper tare tare mult să vă placă și acest cadru, iar în caz că doriți să revin la cel inițial, să-mi spuneți în comentarii. Acestea fiind spuse, haideți să trecem direct la clip. În acest video o să vorbesc despre o carte foarte, foarte dragă mie, și anume Înainte de luni de Dragoș Nichita, o carte primită de la Adelina, de la Bibliomaniac, veți avea canalul ei în descriere. Aceasta a avut la un moment dat câteva exemplare de oferit pe care le-a primit de la autor și s-a gândit să-mi ofere și mie unul dintre acestea și vreau să mulțumesc din toată inima pentru acest lucru, fiindcă prin intermediul ei am reușit să descopăr un om minunat și o scriere care a reușit cumva să îmi rămână în minte și în suflet și de asemenea să aibă un oarecare impact asupra mea. Dragoș Nichita ne propune o poveste nouă, o lume pe care a creat-o prin intermediul unor simboluri care au fost puse cap la cap și prin intermediul cărora a reușit să creeze un univers nou, un univers total diferit de al nostru și cu toate că personajele sunt din lumea reală și toate acțiunile de fapt se întâmplă în această lume, putem spune foarte clar și cu mâna pe inimă că acest autor are o minte foarte ageră și a reușit să creeze prin intermediul unor lucruri care par foarte normale și care nu ies din anonimat, un univers total opus și care trebuie descoperit de fiecare cititor în parte. Am rămas foarte, foarte surprinsă de multe detalii pe care acest autor a reușit să le incorporeze în dialogul acestei cărți. De exemplu, unul dintre ele pe care îl puteți sesiza cu ușurință este faptul că în fiecare zi a săptămânii se petrece o anumită acțiune și ne este prezentată o anumită întâmplare, iar fiecare capitol începe cu inițiala din ziua respectivă, care de asemenea, după cum spuneam, ne este prezentată acolo. De exemplu, un capitol se numește Dudul și se petrece în ziua de duminică, așadar putem observa o oarecare asemănare între acestea două. Un alt exemplu ar fi strict interzis, care corespunde zilei de sâmbătă. Așadar, puteți observa foarte, foarte clar cum a reușit acest autor să ne pună mintea la contribuție și să ne facă pe noi cititorii să observăm unele mici detalii care ar putea schimba întreg conținutul cărții. Întreaga carte are la bază principiul că există o altă zi în afară de cele șapte pe care cu toții le cunoaștem, o zi care a fost creată de Dragoș Nichita și care crede cu ardoare că există. Este un roman care dă puțin spre zona de fantasy, însă se oprește la granița dintre realitate și ficțiune. E o scriere absolut minunată cu care eu am reușit cel puțin să îmi încălzesc sufletul și am reușit așadar să-i ofer o porție și o doză de liniște, de acțiune, o doză de lectură bună care se regăsește așadar prin intermediul autorilor români. Tocmai de aceea aș vrea să promovez cât mai mulți autori care, din punctul meu de vedere, merită și care ar trebui să ne încălzească ziua tuturor. De asemenea, un lucru pe care l-am observat și pe care nu se pune însă foarte mult accentul e faptul că câteva personaje din cartea noastră au încercat să refacă amintirile din trecut, amintiri care le-au fost șterse din memorie și care, evident, odată cu timpul le-au rămas foarte, foarte puțin închegate în memorie. Așadar, aceștia au încercat să se întoarcă la acele locuri care le-au provocat câteva stări la un moment dat, pe care doreau de asemenea să le refacă, să le readucă proaspete în memoria lor și să le păstreze acolo pentru tot restul vieții. Un exemplu foarte clar pentru această situație este următorul, care de asemenea se regăsește și care poate fi descris foarte bine prin intermediul unui citat. Tremurul se instală treptat și așa întins cum era, mușchii de la mâini începură să zvâcnească necontrolabil. O frică teribilă îl cuprinsese și tâmplele îi pulsau frenetic. Apoi, dintr-o dată, început să se gândească la copilărie. Încercă să evadeze de frigul ce îl împungea din toate părțile și se gândi la zilele de vară caniculare. Un altul ar fi: se uită temător stânga-dreapta și porni în pași de defilare către Dud. Era locul lui împărătesc, undeva sus, deasupra firelor de telegraf, printre ramurile groase, parcă special croite pe măsura lui, ca un tron la umbră. Treburile cotidiene l-au cuprins, bineînțeles, ca mai înainte, groaza și stresul l-a invadat de mai multe ori. Efortul era parcă prea mare, dar avea o speranță, că va ajunge acasă, se va urca în Dud și va dormi buștean. Și chiar așa se și întâmplă. A venit și sfârșitul de săptămână și lua de lucruri de acasă, nu a lucrat absolut nimic, ci a stat cocoțat în Dud 48 de ore într-un somn adânc.
După cum ați putut observa și voi din pasajul pe care am încercat să vi le lecturez, acest autor a încercat să impună cititorului în mintea sa faptul că această perioadă a copilăriei este una magică și că orice om ar vrea să se reîntoarcă și să retrăiască unele clipe și cu toate că sentimentele nu vor fi tot timpul refăcute și nu vor avea de asemenea un impact în momentul în care dorești să le readuci în memoria ta, pentru că acestea, odată ce se întipăresc în sufletul tău, nu se vor elibera din tine. Iar odată ce le vei redescoperi și vei șterge praful de pe ele, toate acestea se vor limpezi și mintea ta și sufletul tău vor începe să retrăiască din nou o lume de vis, o lume pe care ai descoperit-o în perioada copilăriei. Așa cum spuneam, toată cartea are la bază ideea că există o a 8-a zi în săptămână și pentru că autorul ne-a descris cele 7 zile pe care cu toții le cunoaștem, cu câteva întâmplări de rigoare care s-au întâmplat atunci și cu câteva acțiuni care au fost sălășluite și care au avut loc în acele zile. De această dată, în a 8-a zi a săptămânii, care se pretinde că există, avem de-a face cu un fel de prolog care ne este lăsat nouă. Iar aici mă refer la faptul că prin intermediul acestei pagini, autorul ne-a lăsat libertatea de a gândi și de a ne exprima propriile gânduri, de a ne le așterne pe hârtie. Autorul ne-a lăsat pe noi să gândim și ne-a oferit nouă pana cu care a scris el pentru a ne scrie propria noastră poveste. De asemenea, la sfârșitul cărții regăsim explicarea capitolelor pe îndelete și modul în care profesorul dr. Lucian Strochi le-a înțeles și cum le-a perceput acesta. Ei bine, a fost un lucru acolo care mi-a rămas în minte și pe care vreau să vi-l citesc și vouă, o asemănare între autori și de asemenea vreau să vă lecturez acum acel pasaj pentru că mie cel puțin mi-a rămas în minte și a reușit cumva să-mi ofere o stare de bine. Frecventarea unor scriitori de literatură fantastică, precum Mircea Eliade și Vasile Voiculescu, i-au permis autorului să cunoască toate trucurile povestirii fantastice, să descopere pe cont propriu altele noi și să ne propună o carte interesantă, cu cel puțin două povestiri excelente. Ei bine, nu pot decât să aprob cele spuse de acest profesor doctor, pentru că a avut foarte, foarte multe de zis și consider că un lucru care ar putea fi remarcat în această carte e faptul că, de asemenea, am avut o persoană din exterior care s-a implicat și care și-a expus părerile subiective în legătură cu acest roman, de asemenea oferindu-ne câteva detalii în plus pe care probabil nu le-am fi observat noi și care au trecut așa pe lângă noi nevăzute și nedescoperite de fiecare cititor. Așadar, mi s-a părut o idee foarte, foarte interesantă și consider că această carte a fost construită și a fost realizată cu cap. E genul acela de lectură pe care trebuie să recitești la un moment dat pentru a-ți aduce aminte elementele pe care ți se derulează în cap foarte, foarte vag. Asta pentru că e o carte excelentă și cu siguranță se află în topul meu din acest an și probabil în topul celor mai bune cărți citite de mine până în prezent. Pentru a vă mai limpezi mintea și sufletul de toate aceste detalii pe care vi le-am dat și poate unele v-au fost de folos înspre a realiza cât de bun este acest roman, iar altele au fost pur și simplu niște cuvinte spuse și fără să aibă vreun înțeles. Așadar, acum aș vrea doar să vă lecturez câteva pasaje care m-au încântat pe mine, așa cum spuneam, și care de asemenea mi-au rămas în minte. Ceva inexplicabil, ca un cârlig, strelea în mine și nu-mi dădea pace. Mai târziu, spre seara, am înțeles. Amintirile m-au invadat din toate părțile ca un șuvoi care nu se mai oprește, o cascadă interminabilă. Sau, nu știu cum au simțit toți, dar cred că fiecare dintre noi la un moment dat ne-am dorit ca timpul să se comprime într-atât de mult încât să nu simțim anumite stări, evenimente la intensitate maximă. Ne-am dorit să se termine repede și apoi să ne trezim ca dintr-un visuri și să ne spunem nouă înșine, bine că s-a terminat. Din lașitate? De teamă? Oricum ar fi, sunt sigur că am trăit această închipuire măcar o dată, fie că o recunoaștem, fie că nu. E bine, așa cum sper tare, tare mult că v-a făcut și pe voi să observați, Dragoș Nichita are un mod unic de a scrie, un mod de a-și așterne gândurile pe hârtie și de a ne le aduce în momentul de față, în acest roman, tuturor cititorilor care sunt interesați de astfel de cărți. E o carte care ne aduce aminte faptul că avem niște autori minunați în România, care trebuie descoperiți de toți și care trebuie apreciați. Dragoș Nichita este cel mai bun model și cel mai bun mod prin care putem observa acest lucru și este pur și simplu o fereastră a întregii literaturi din punctul meu de vedere. Este o carte absolut minunată care
vă poate deschide mințile și sufletele într-un oarecare mod și pe care vă recomand din toată, toată inima, indiferent de ce tip de cititor sunteți, cu toate că preferați un anumit gen, sunt convinsă că această carte vă va face pe voi să vă hrăniți sufletul cu ea și să o considerați o simplă poezie, cu toate că e scrisă în proză. Așadar, vă îndemn și pe voi să lecturați această carte și să vă hrăniți sufletele cu această operă minunată. Cu siguranță o carte de 5 steluțe pentru mine, care ar trebui recitită oricând și prin intermediul căreia am putea să ne regăsim propria persoană și putem observa foarte, foarte clar multe ascunzișuri din sufletul nostru care așteaptă de asemenea să fie descoperite de către noi. În caz că v-am făcut curioși cu această carte, aștept cu drag comentariile voastre, pentru că, de asemenea, aș vrea foarte, foarte mult să vă împing și pe voi să lecturați un astfel de roman. Îi mulțumesc din tot, tot sufletul Adelinei pentru că mi-a trimis-o și pentru că mi-a oferit acest prilej de a o lectura și de a descoperi o lume magică. De asemenea, nu uitați să treceți și pe canalul ei, pentru că e una dintre booktuberițele mele preferate și un om care trebuie apreciat de cât mai multă lume. Are un suflet de aur și chiar trebuie descoperit de fiecare dintre voi. Acestea fiind spuse, până data viitoare rămâneți aceiași oameni minunați cu vise mărețe. Pa!